Nu te au ce spui. Ce zici tu? Nu, mă. Nici de cum. Ba da. Cum nu? Nu, mă, că nu înțeleg. Ba da, mă! Stai puțin. Ne-a venit doar 2 minute, că e un prieten. Păi încearcă să mă explici odată. Nu, nu te aud, nu te aud. Nu te aud, chiar nu înțeleg ce spui. E bine, hai, lasă, gata, nu mai, că stăm degeaba la discuție acum, ne lungim aiurea. Da, și n-ai rost, hai, pa, pa. Unde schimbă? Ce-a făcut? Nu e pregătit, e bine. Ce-am făcut? Le-am aruncat acolo. Ai, mă, ne-a venit, mă. Mamă, doamne. Cred că le-am aruncat aici. Rar, mă, s-a naibii. În ce parte te-ai dus? Nu te-am aruncat tu. Pe care le-ai aruncat? Uite cu ăsta ești. Tirar mama lor să fie. Nea Beni, stai puțin că uite-s ăștia de la Rebo acolo. Mă duc repede să le zic să vină cu asta, mă ajute să le caut. Îți gunoiești. Să pun repede mașina pe avarie. Fug repede după ăștia, după gunoier, da? Dai-ți mama ta, ale grijă de mașină. Dați-mi, vă rog frumos, cine-i proprietarul mașinii? Se poate să urcați. Păi cum s-o cădunse? Vă rog frumos, urcați-vă și mutați. Sorin, și-a pierdut, și-a aruncat cheile acolo. Sorin de la România. Uite, stați o secundă, 20 mit. Sorin și mai cum? Sorin și mai cum, vă rog. Mitra. Nu e a mea, domnule, haideți să tragem a ta. Vă rog, aveți o secundă răbdare, da? Să se prezintă la circă, vă rog mult. Spuneți. Și-a aruncat Sorin de la România, pe noi nu ne scuze. Și-a aruncat ei de acolo de greșeală. Nebun. Nu s-a făcut, dar uitați câtă circulație, nu mai claxonați, vă rog mult de tot. Nu putem să mutăm mai în pilon, în pământ sau atat. Dar n-avem ce. Haideți să ajutăm cumva, nu știu, să o mute, să facem, n-avem ce să facem. Și-a pierdut cheile, la voi, omul cu o întâmplare. Domnule, dar în halul ăsta să lasă o mașină, nu se poate. Domnul Benone Sinulescu, nu mă așteptam de la dumneavoastră, să fac cuvântul meu, domnule. Păi în halul ăsta să o lasă. O fi consumat băuturi alcoolice. O fi consumat băuturi alcoolice. O
să fac. Știți care e problema? Că avem aici o misiune oficială la cu NATO acum. Iar în halul ăsta. Și au zis după aia de la rebut. Și au dat drumul la o hârtie să fie civilizat. Și a dat drumul și la chei. Și nu l-am găsit, dar am scormoit de acolo ca toți drăcii. Unde, domne, în gunoi? Da, pe cuvânt. Haideți, domne, lăsați-o, că e cu sută coață albă în gunoi cheile. Haideți, încercați să stați la mașină, nu pătrundeți în interior, că eu am să fac tot posibil să văd, poate găsim pe cineva să o mutăm de aici, nu se poate. Ce-i cu ei, n-a venit? Ce mi-a făcut proces? Polițistul? Așa nu zboară mă, crea de la... Așa ceva. Ce mai crezi, mă, uite de coasă, dragul. Cine, mă? Pă, băieți, ce, vă rog, ce eu mă, s-a întâmplat? Ajutați-mi, am scăpat cheile de la mașină aici. Încă o dată. Am scăpat cheile de la mașină aici. Și, dracu, nu știu ce să fac. Ce ați pierdut, mă? Ce cheie, mă? Dacă am o problemă, mică, șefule. Unde, ia? Stai, mă, nene, băie, cheamă-l, mă, pe ăla cu mașina, bă! Băi, cheamă-l, mă! Păi stai, mă, puțin, ce vrei să faci? Stai să-mi găsiți... Păi, bă, nene, astea trebuie duse, trebuie ridicat aici. Stai, mă, frate, mă, și cu mașina ce fac? Eu am cheile aici, acum... Pune și mie cum o rezolv. Bă, nene, te duci pe groapă și ține-i că n-am cum asta trebuie. Stai, puțin, stai să mă băie, bă, stai. Hai, mă, băi, stai așa, stai. Vorbesc cu băiatul la mașină, băi, eu nu pot, n-am ce zic, ce păi vezi? Păi zi lui băiatul ăla, tu îi dai banii lui, ce să faci? Băi, nene, băi, mi-e foame. E var șeful să vă fie. Da, mă, ne-a venit. Păi stai, ce facem? Stai că vine șeful ăla în coa, ne-a venit. Uite, vine altă pic, nu mai poate trece. Stai, vină, lasă. Ce voi sunt? Da, bine, vină-ncoa. A mea! N-am cum să trag. Păi, dar mi-au căzut cheile acolo, mașină. Unul cu barbă. Băieți, măcar ajutați-mă să-mi găsesc cheile, să-mi iau și o mașină de aici, dacă e problemă. Puteți să ne apropiem de mașină? Da, da, da. Gata, poftiți la mașină, nu mai e nicio problemă, s-a verificat alarmă. Și cheile mele. Haideți, domnul Peronel, nu vă fie frică. Bine, auzi că i-a vrut să-mi ia tomberonul ăsta. Dar ce e acolo? Nu mai e nimic, da? Ăsta de unde a apărut aici? Eu cred că l-am văzut în tomberon, că mi-am căutat cheile. Dobre, mă, numai. Ia să vedem bomba.